Am ajuns la ultima ediție inspirată din Evanghelia după Marcu. Capitolul 15, în versetele 25 și 33, precizase detaliile orare ale răstignirii. Primele trei ore au fost de la 9 dimineața la 12, apoi 3 ore de întuneric de la 12 la 3 după amiază. Reiau ceea ce am spus și data trecută, Iisus a suferit din partea oamenilor în primele 3 ceasuri, iar apoi a suferit pentru om în următoarele 3. În primele 3 ore a ajuns în agonie din pricina păcatelor. În ultimele 3, Domnul și-a dat viața pentru păcatul lumii. În primele 3 ceasuri, păcatul a încercat tot posibilul să-l anihileze. În următoarele 3, Domnul a făcut din sufletul și Duhul Său o jertfă benevolă pentru păcat, plătind în sine pentru păcatele omenirii, devenind păcat pentru noi. A părut părăsit de Dumnezeu, dar chiar și în acele momente, sublim paradox, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, conform 2 Corinteni 5, versetul 19. Când prețul solicitat de mântuirea noastră a fost achitat și acceptat de Dumnezeu, Mântuitorul a strigat tare și și-a dat ultima suflare. Omul Iisus Hristos n-a murit pentru că organele sale au cedat, ci pentru că El și-a dat Duhul, ceea ce face din moartea Lui una total diferită de oricare alta. Iisus a murit chiar înainte să înceapă sabatul, vineri seara. Duminică dimineață, în zori, aceleași femei care fuseseră alături de Iisus și în jurul crucii au venit la mormânt să ungă trupul lui Iisus după rânduială. Dar n-au mai fost în măsură să-și folosească uleiurile și mirodeniile pentru că, ajunse la locul unde îl puseseră, n-au mai găsit trupul. Iisus era viu și nu mai era acolo. Una dintre femei, Maria Magdalena, și-a mai făcut de lucru în jurul mormântului și a fost prima pe care Iisus, înviat din morți, a salutat-o. Iar când ea s-a dus să le spună ucenicilor că l-a văzut pe Domnul viu, ei n-au crezut-o. Vedeți, pătimirile și moartea lui Iisus reprezintă finalul ciclului vieții sale ca om, dar în niciun caz sfârșitul. Nici al Evangheliei, nici al lui Iisus Hristos, ci doar al păcatului, morții și diavolului, pe care El le-a nimicit prin învierea sa, fără să le anuleze însă puterea imediată, pentru că ele mai sunt încă active și mai câștigă din păcate sufletele oamenilor care îl contestă sau care îl refuză pe Mântuitorul. Credința că Iisus a înviat în trup dintre cei morți este miezul de forță al Evangheliei și al doctrinei creștine. În definitiv, a crede asta înseamnă să fii creștin. Fiecare din mesajele din Cartea Faptele Apostolilor este un mesaj al învierii. Biserica primară a proclamat și a învățat despre înviere în mod constant. Mesajul și certitudinea că Iisus a înviat din morți i-au pus în mișcare pe ucenici, au dinamizat o întreagă generație păcătoasă și letargică, au pus pe jar Imperiul Roman, au întors lumea cu susul în jos, au animat și susținut eforturile de eliminare a răului și păcatului și de promovare a binelui și a vieții frumoase. La rândul lor, cei ce au crezut cu toată ființa, fiind ei înșiși transformați, au dus mai departe mesajul lumii întregi. Și mesajul a ajuns până aici și acum. Să nu se oprească aici. Marcu este, cum am spus și la început, o evanghelie dinamică și activă, care ne învață să fim și noi, fiecare, bărbați și femei de acțiune, cu și pentru Domnul.